Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Băi, fraților, astăzi o să vorbim despre încălzirea în încălzirea în parbriz. Am mai făcut un episod în care am vorbit despre încălzirea în scaune, dar astăzi nu o să vorbim despre aia, astăzi o să vorbim despre încălzirea în parbriz. O opțiune ce cred eu că este foarte, foarte, foarte utilă și foarte ok din punctul meu de vedere. De ce spun asta? Pentru că acum, aici unde lucrez eu, dimineața sunt minus 2 grade, minus 1 grad, 0 grade, ceva de genul ăsta. Și în fiecare dimineață încep munca la ora 5 fix de dimineață și de fiecare dată când mă duc și iau o mașină din parcare, trebuie să dăm cu racleta aia, trebuie să dăm drumul la căldură, să se dezaburească și așa mai departe. Ei bine, la mașinile care au încălzire în parbriz, stai undeva la maxim un minut jumate și la mașinile care nu ai încălzire în parbriz, stai undeva la 5 minute. Stai 5 minute pentru că durează până când se dezaburește, unele sunt aburite și pe interior, trebuie să dai cu racle. Cele mai multe mașini cu încălzire în parbriz pe care le-am văzut aici au fost cele de la Ford, Volvo, câteva range-uri și nu mai știu, probabil sunt mai multe, dar nu stat să le calculez pentru că nu era ceva important să rețin. Dar vreau să spun că este o opțiune destul de utilă, o opțiune destul de ok. Faza este că în trecut am citit pe un forum niște comentarii despre parbrizele cu încălzire atunci când am cumpărat acel Ford Mondeo, dacă vă mai aduceți aminte. Acel Ford Mondeo avea încălzire în parbriz și nu știu cum am dat să citez niște comentarii să vedem ce-i cu încălzirea aia, dacă e utilă și dacă nu e. Acum părerile sunt împărțite. Mulți oameni spun că este ok, alții spun că este o opțiune pe care o plătești și nu te ajută mai cu nimic. Din câte văd eu aici, opțiunea asta chiar te ajută și chiar este foarte utilă. Acum aștept cu nerăbdare să văd ce părere aveți și voi despre această opțiune, încălzire în parbriz. Dacă aveți mașini de vânzare sau întrebări despre mașini, vă puteți înscrie în grupul de Facebook Samsar Auto, găsiți link în descriere. Am nevoie de câțiva moderatori pe grupul Samsar Auto să mă ajute cu grupul. Dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină, aveți în descriere 3 linkuri cu o reducere de 15% pe car vertical. Pentru fiecare raport cumpărat ai 15% reducere. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaila Ștefan Vlog, găsiți link în descriere. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Aștept cu nerăbdare părerile voastre și tot ce știți despre această opțiune. Și ce să zic, cam atât pentru ziua de astăzi. Rămâne să ne auzim într-un alt episod. Până data viitoare, v-am pupat. Bye, bye!